Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Eu sunt Gino, iar astăzi ne vom juca GTA San Andreas Multiplayer alături de Moha. Salutare! Și vom juca pe un server numit Linkmania Roleplay. E bine, poate știți comunitatea Linkmania, este una dintre cele mai vechi comunități de gaming din România. Și acum au redeschis un server de SAMP. SAMP Roleplay, pe care l-au avut deschis și acum ceva timp. Ceva mai mult timp. Și în acest moment ne-am spawnat și vom merge să luăm o mașină. De aici putem să închiriem o mașină. Dăm un F, să intrăm înăuntru. Moha, intră cu mine. Imediat. Și putem să închiriem mașina pe un anumit timp. Aici nu închiriezi mașina pe un timp nedeterminat. Trebuie să te gândești de înainte cam cât timp vei folosi mașina. Și eu mă gândesc că voi folosi mașina cât să... Cât să zicem că folosim mașina? Cam 10 minute, nu? Da. 10 minute, un sfert de oră ar fi perfect. Ar fi perfect. Păi, facem așa. Rent car și dăm 15 minute. Am plătit suma de 45 de dolari. Acum îi dăm slash start pentru a porni motorul. Durează puțin. Și am luat-o din loc. Perfect. Păi, după ce am luat mașina, cel mai bine este să mergem și să ne luăm și carnetul de conducere. Opa. Așa. Și după cum vedeți în stânga sus pe ecran, avem un newbie chat. Când sunteți level mic și sunteți începători pe server, veți avea acces la acel chat, care este doar între începători și testeri sau admin. Ceea ce este destul de util, mai ales în caz în care nu știți locațiile și aveți nevoie de ajutor, veți putea să vă ajutați între voi, cei nou veniți pe server, sau veți putea fi ajutați de către administratori, testeri și helperi. Și aici se dă testul auto pentru licența de conducere. Aveți niște sentineluri albe. Și pentru a începe testul, trebuie să mergeți la acel punct de informație. Și dăm take test. Apoi vă duceți într-un sentinel și de acolo luați examenul. Va trebui să urmați niște checkpoint-uri și recomandat să nu bușiți mașina. Ok. Păi, acestea fiind spuse, haideți să vă prezentăm ușor, ușor joburile. Ei bine, în acest moment ne vom îndrepta spre jobul de tracker. Acesta se află destul de departe, așa că am hotărât alături de Moha să mergem la gară și toate drumurile către joburi să pornească de la gară. Vă bănuiesc că vă este cel mai ușor să vă orientați astfel. Deci, hai să luăm și noi din loc. Și să vedem cum ne descurcăm. Ai văzut că se mișcă foarte bine serverul. Da, foarte, foarte bine. Adică, nu știu, pe alte servere când filmam, uneori mai aveam, nu știu, low FPS. Aici n-am niciun fel de problemă. Da, pe alte servere mai era lag de la server, adică nu aveam nicio treabă cu PC-ul meu și totuși aveam un lag imens. Da, da, da. N-ai treabă aici, e super. Să sperăm că o să ține serverul și când o să fie mai mulți jucători. Eu cred că o să țină. Adică, na, e Linkmania, bănuiesc că n-au probleme de genul ăsta după atâta timp. Până la comunitățile Linkmania sunt destul de vechi. Comunitatea e foarte veche, e undeva din 2006 sau chiar mai veche. Eu în 2009 mă jucam pe serverul lor de RPG. Și acum ne apropiem de vama aia, nu? Din stânga. Mhm.
Aproape am ajuns, nu mai mult. Băgăm și noi turbo! Ca să ajungem mai repede. Acum avem benzinăria și după aia avem chiar jobul de truck. Imediat pe dreapta. Exact. Au mai venit ceva mai pe aici. Păi, hai să ne oprim. Și să le prezentăm oamenilor puțin jobul. Aici este jobul de tracker, în caz în care vreți să-l luați. Comanda Get Job, o dați aici. Și apoi vă urcați într-una dintre aceste mașini. Ideea este că apoi trebuie să mergeți să cumpărați materialele pe care urmează să le vindeți. Și va trebui să mergeți destul de departe. Să le arătăm oha unde? Păi, da, copii. Da, haide. Oricum, atunci când urcați în mașină și dați să cumpărați produsele, o să vi se pună pe mapă un checkpoint. Cum era? Și... Buy Prods. Prods. Și dați aici, nu știu, Buy Prods, nu știu, 1 să zicem. Și vedeți că vă va pune pe mapă un checkpoint cu roșu. Și acum haideți să mergem la acel checkpoint. E bine, după ce ați luat jobul de tracker, trebuie să veniți aici și să cumpărați materialele, pe care apoi le veți vinde la diverse locații din jurul San Andreasului. Pentru mai multe detalii, consultați descrierea, unde veți avea un link către ghidurile oficiale ale comunității Linkmania, de unde veți vedea cam tot ce este de făcut și unde se află toate acele locații. Acum, noi haideți să trecem mai departe la următorul job, și anume jobul de gunoier. Care se află pe aici, undeva? Groapa de gunoi nu e tocmai departe. Și cred că putem să scurtăm pe aici. Hopa. Să nu lovesc mașina. Hai, dacă tot am lovit-o, să o lăsăm aici deocamdată. Și să o luăm la pas. Pe aici, cred. Și da, am și ajuns la groapa de gunoi. Sunt curios de unde luăm jobul de gunoi. Este acel punct. Aha, uite aici. Exact aici. Go smoke some chiba. Trebuie să intrați aici și dați comanda slash get job. Apoi de aici vă puteți... cum să vă spun eu? Vă puteți lua jobul și să mergeți la diversele checkpoint-uri care se vor afla undeva prin jurul orașului. Acum diferă de la job la job, dar bănuiesc că și la acest job este la fel. Și aparent mașina mea îmi expiră în cam 5 minute. Așa că ar trebui să ne grăbim puțin. Da, exact. Să ne grăbim puțin pentru că, după cum observați, nu mai am nici foarte mulți bani. Următorul job, care va fi? Păi, taximetrist, zic eu. Ok. Acum, haideți să ne îndreptăm spre depoul de taxi, care se află undeva vis-a-vis de All Saints General Hospital. Așa că va trebui să virăm pe aici, undeva la stânga. Și cred că știm o hamă de seafă, nu? Da, presupun. Aici, pe aproape. Vis-a-vis de spital, dacă nu mă înșel. Sau cel puțin pe lângă spital. Cred că e chiar vis-a-vis de spital. Aici, în stânga și după aia, dreapta. Aici. Așa. Aici mergeți la locația jobului, dați comanda slash get job și apoi vă puteți sui într-unul dintre taximetre și să vă începeți jobul.
Ok. Acesta a fost și jobul de taxi. Acum ne vom îndrepta spre următorul job. Ok, în acest moment am luat-o din loc și ne îndreptăm spre următorul job, care se află în zona Pizza Stack, dacă nu greșesc, și anume Pizza Boy. Așa. Să ne parcăm și noi mașina frumos. Poate mâncăm și noi o pizza. Adevărat. Hai să mâncăm și noi o pizza. Se pare că nu e nimeni la casă. Ok. Probabil de la Pizza Boy cumperi pizza. Și apropo de Pizza Boy, pentru a lua jobul, trebuie să scrieți comanda slash get job în acest loc și apoi să vă duceți la scuterele de afară și să vă începeți efectiv jobul. Hai să ne urcăm și noi în mașină. Și după cum vedeți, în partea noastră dreaptă se află scuterele. Sunt de culoare neagră sau albe. Vă alegeți care culoare vă place și de acolo vă începeți efectiv jobul, după cum am spus. Apoi, undeva lângă Grove Street se află sweep-ul sau măturătorul de străzi. Cu acele mașinuțe micuțe, supranumite și buburuze, pentru că sunt super micuțe. Chiar una trece pe lângă noi, foarte periculos. Și undeva în zona asta e. Așa, hai să vedem. Pe aici undeva. Uitați, aici în spatele acelei clădiri se află garajul și locul de unde puteți să luați jobul. E bine, aceasta a fost o scurtă prezentare a serverului Linkmania Roleplay. În caz în care vreți, puteți să vă conectați și voi. Aveți în descriere toate detaliile importante, cum ar fi IP-ul serverului și site-ul comunității. De asemenea, v-am lăsat și ghidul oficial al comunității Linkmania pentru joburi. Cam atât pentru moment, am fost alături de Moha și îți mulțumesc, Moha, că m-ai ajutat cu acest clip. Oricând. În caz în care vreți să-i dați și lui subscribe, aveți de asemenea și linkul către canalul lui în descriere. Și noi ne vom opri aici. O zi cât mai bună vă doresc. Bye bye. Pa, pa.